Bună, iubițelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Iubițelor, o să facem un videoclip cu ceea ce am mai terminat în ultima perioadă. Da, mi-am schimbat, lacul de unghii, n-am mai făcut niciun model, am zis că e bine și așa mai putem alterna. E un lac de unghii de la Miss Sporty, nu știu dacă se mai găsește efectiv ca atare. Am să vă trec totuși numărul în bara de descriere, cine știe, poate găsiți. Eu l-am cumpărat online, așa încât, da, mai degrabă online mai sunt șanse. Oricum nu e cumpărat recent, dar na, am zis să fie trecut acolo în cazul în care doriți totuși să faceți o căutare și să vedeți dacă mai e. Bun, și hai să începem. Hai să începem așa cum o fi, nu mai facem nicio categorisire. Uite, de la Avon cumpărasem într-o tranșă mai veche niște spray-uri de corp și am avut mână bună, ca să zic așa. Am ales niște arome foarte, foarte plăcute, iar această aromă Berry Cake e foarte plăcută. Știu că am plasat o comandă undeva în jurul Crăciunului și uite, e absolut așa arată. Nu știu dacă se mai găsește, eu m-am mai uitat. Foarte frumos, bine, na. Foarte frumos miroase. Eu m-am mai uitat pe site, dar pe de altă parte, fiind o aromă din aceasta cu specific țintită pentru Crăciun, anul nou și iarnă în general, posibil că de asta nici să nu fie în ofertă. Dar genial. Dar mă gândesc că dacă la iarnă se, nu știu, or să revină cu această aromă, care păcat ar fi să dispară, atunci cred că o recumpăr pentru că e absolut superbă. Am mai terminat și un parfum, a rămas foarte puțin aici. E vorba de Giordani Gold Original de la Oriflame. Este un parfum senzațional, o să vă placă, dacă nu ați apucat încă să vi-l cumpărați, e absolut superb, absolut superb. E ceva așa de nedescris, rivalizează cu orice parfum de renume din lume, e absolut minunat. Puteți să-l faceți și cadou, să-l cumpărați și pentru voi. Eu am zis că îl recumpăr, chiar am zis că am să-mi fac un fel de listă sau, nu știu, ceva în agenda, am să trec acolo pentru că sunt atât de multe parfumuri, încât la un moment dat le mai poți încurca între ele, ținând cont că, de exemplu, numai la Giordani, parfumurile Giordani, câte sunt, așa încât mai bine mă notez eu acolo undeva ca să știu și să recumpăr. Pentru că, uite, apar noi parfumuri sau altele îți cuceresc atenția în clipa respectivă și, uite, așa poate ajungi să nu mai comanzi sau să nu mai, sau să uiți până la urmă ce îți plăcea, care Giordani, mă rog, care parfum Giordani îți plăcea. Extraordinar! Deci acest parfum Giordani Gold Original e minunat, absolut, absolut minunat. Am mai terminat, sau aproape am terminat, o cremă din aceasta Sun 360 de la Oriflame, After Sun Jelly. Foarte mult îmi place. Uite cât a mai rămas. Un miros superb, foarte mult îmi place cum îngrijește tenul, foarte mulțumită sunt. Și vă recomand și vouă această cremă, mai ales dacă vă expuneți la soare și mai ales dacă stați, mă rog, dacă vă duceți la plajă sau în virtutea unor lucruri, stați în soare mai mult timp. E pe terminate, aproape pe terminate, aproape că am terminat-o și crema aceasta de la Balea, Beauty Expert, cu niacinamide. E o cremă excelentă și eu am apucat să vă spun că o folosesc și ca
cremă de față, îmi place foarte, foarte, foarte mult. O utilizez noaptea pentru că, sau mai bine zis, ca o cremă de noapte, pentru că produce exfoliere. Și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure, dar e clar că pe timpul zilei nu poți purta o cremă care îți provoacă exfolierea tenului, la modul că nu vrei și până la urmă tot vei simți că parcă ai ceva sau parcă știi și dai cu degetul și nu dai foarte tare, da? Nu dai cu grebla, dar cu toate acestea, la o atingere cât de mică, vei vedea că se face un ciuciulete de piele, se rulează așa un pic, deci nu poate fi folosită pentru ca o cremă de zi, sub nicio formă. Nu știu cum se comportă pe corp, nu am încercat și nu am încercat pentru că, dacă am văzut că este așa de eficientă, am preferat să o folosesc doar pentru ten. Însă, ce să zic, eu aș recumpăra-o, dar aș recumpăra-o tot așa pentru față. Rămâne de văzut, sper să o găsesc, că mi s-a mai întâmplat mie să vreau să recumpăr așa și să nu găsesc. În fine. De la Lidl, șervețele umede pentru copii. Sunt 72 de bucăți și atât avem, șervețele umede pentru copii, nu știu dacă mai e ceva pe acolo, în fine. Cert este că sunt niște șervețele umede, foarte drăguțe, foarte plăcute și chiar vi le recomand. Au o mărime normală, sunt destul de plinuțe și le puteți folosi pentru tot ce doriți voi. Puteți curăța și pervazul cu ele, nu e absolut nicio problemă. Foarte, foarte bune. Ce am mai terminat? Am mai terminat acest gel de duș de la Balea, Soft and Cozy, ia uite, Soft and Cozy, Soft and Cozy Vibes, așa, și e cu fructe de pădure, cu afine, cu zmeură, cu mure, e ceva un dezmăț acolo, nu se mai vede un gumou. Foarte frumos mirosul, dar trebuie să aveți în vedere că e un miros fructat și atâta tot. Adică, de obicei, parfumurile florale sau fructat florale sunt mai pe gustul tuturor și sunt mai agreate decât parfumurile, mă rog, aromele strict fructate. Și dintre cele fructate, sigur că cele mai îndrăgite sunt cele de lămâie, lime, portocală, cam așa. Celelalte vin așa pe rând, poate mai întâi căpșunele și în fine. Oricum, e o aromă plăcută, dar fructată. Și miroase, efectiv, miros de afine, de zmeură, de mure, da. Plăcut, dar să aveți în minte lucrul acesta, că e un miros de fructe. Dar altfel m-am simțit foarte bine folosindu-l și e bun și ca șampon, nu o să aveți probleme, dar sigur să folosiți întotdeauna și un balsam pentru, un balsam pentru păr. Da, foarte bun. Ia uite că ne apropiem de final. Am mai cumpărat, sunt acum le folosesc, dar bănuiesc că le pot trece la terminate. Aceste panty liners absorbante zilnice de la Bella cu aroma Energy, în fine. Sunt foarte drăguțe, foarte simpatice, au ajurul acela absolut superb. Da, ceva, nu știu, ceva se întâmplă. Am să mă uit și eu mai cu atenție să văd ce se întâmplă, ce indicații dau ei pe aici, că nu m-am priceput cu... Sunt 20, e pachet de 20. Nu prea m-am priceput cu desfacerea lor, la desfacerea lor. De obicei, aceste panty liners
au un spațiu când întorci pe dos sau pe față, în fine, nu contează. E un spațiu, adică, nu știu, partea, protecția aceea de hârtie, velină, așa, subțire velină, este ieșită un pic în afară și atunci de ea tragi ușor și o dezlipești pentru că aia, așa cum bine știți, se aruncă. Ei bine, la astea nu m-am uitat, nu ai nimic de unde să apuci. Dacă apuci totuși aiurea de undeva, strici pentru că în momentul în care dezlipești aripioarele, că n-are aripioare, da, marginile acelea se lipesc între ele, deci riști să strici. Eu primul l-am și nenorocit, l-am aruncat direct la gunoi. Pe al doilea m-am silit să rup așa de sus, dar în fine, eu bănuiesc că nu pot să cred că e chiar așa o tragedie la aceste absorbante, trebuie să fie un capăt pe undeva, să mă uit și eu mai cu atenție, poate, sau poate spune aici, poate indică aici mai clar, nu știu. În fine, da, pentru că altfel e jale mare, adică practic, da, mă gândesc că lucrul acesta ar fi trebuit să fie mai evident ca la celelalte absorbante, nu știu, am să mă uit din nou să vedem care e treaba. Acum, înainte de filmare, n-am mai avut timp și am zis că lasă, vă prezint așa și am să mă mai uit eu. Da, dacă voi le știți chichirezul, deci le știți care e treaba cu ele și cum se desfac cel mai frumos și mai bine, spuneți, vă rog, spuneți acolo în bara de comentarii ca să aflăm cu toatele, să nu mai facem experimente. Acetonă, o acetonă obișnuită. Dar vreau să spun, Vio se numește, Vio, și vreau să spun, dacă o găsiți, când o găsiți, o cumpărați cu mare încredere. E ieftină, dar vreau să spun că e bună jos pălăria, costă 2 lei sticluța. În fine, în funcție de magazin, de comerciant, de adaos comercial și așa mai departe, dar teoretic 2 lei sticluța. Aceasta e marca Vio, foarte bună acetona, deci bună, 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 șterge ca lumea, șterge impecabil unghia, absolut superbă această acetonă, vă recomand. E posibil însă să fie acetonă, acetonă, așa încât dacă voi știți că, nu știu, aveți niște unghii foarte sensibile, folosiți numai un anumit fel de acetonă, ceva eventual dizolvant, dar fără. În fine, mergeți pe varianta voastră. Dar dacă nu aveți probleme și puteți folosi acetona fără nicio contraindicație, atunci cumpărați pentru că e absolut superbă acetona aceasta Vio. Jos pălăria. Și ce-am mai consumat de la o firmă mititică, dar găsești produse de la ea, de la această firmă Aquella, mă rog, în fine, foarte bune, niște dischete de machiante, foarte bune, ieftine, bune, își fac treaba, îți ștergi și unghiile cu ele. Eu, apropo, dischete de machiante folosesc pentru lacul de unghii și am discheta respectivă, să presupunem că aici e discheta și o ții așa și tot. Pun câte o bulină, rotesc discheta și câte o bulină și cu fiecare bulină, de obicei câte o bulină de aia e pentru fiecare unghie. Poate câteodată două unghii, depinde. Da. Iubițelelor, cam atât. Mai voiam eu să vă spun ceva. Voiam să fac o paralelă, adică să spun că e o firmuliță, da, e o firmă mică, dar nu știu ce. E, ce să-ți spun, dragă, uite că și Miss Sporty, poate vă aduceți aminte sau poate cineva mai povestit și așa mai departe. Și Miss Sporty era o firmă mititică în România, o găsea aici și acolo la niște magazine de cartier, intrase așa, nu știu, avea un locșor așa cu niște, nu știu, borcane transparente în care erau așa niște rujulețe și alea, și uite, dragă, și e, nu știu, e firmă din Marea Britanie, nu așa.
Și uite că acum e firmă mare, bravo ei, și la mai mare, cu nenumărate desfaceri, cu nenumărate magazine de desfacere, vândută prin tot felul de, și în Douglas, și în DM, vândută peste tot în lume, adică ce să mai... Deci, da, să nu... Da. Da. Bun, iubițelor, atât pentru ziua de astăzi. Da. Rămâne să vedem ce mai facem în continuare. N-am făcut organizarea rujurilor pe ascuns și nu v-am spus. E pe listă și trebuie să ne ocupăm. O să vedem cum le programăm și ce mai facem. Deocamdată atât. Vă sărut și până data viitoare vă zic pa, pa!